Cursurile de formare profesionale sunt atestate la nivel național și internațional. Acestea se adresează celor care nu au loc de muncă și care vor să se recalifice într-o meserie căutată, mai ales în străinătate. În această perioadă, până pe 17 noiembrie, sunt susținute cursurile pentru îngrijitoare copii. Acest curs am aflat prin prilejul Crucii Roșii. Acest curs este, după părerea mea, un curs benefic, deoarece învățăm noi tehnici pentru îngrijirea copilului, pentru o calificare care pe viitor sper să ne fie de mare folos. La bază sunt casier magazinier și o nouă calificare în domeniu nu strică nimănui. Cum este necesar la servici, este și benefic, avem un salariu mai mic. Și este foarte bine primit. Ne ajută în munca noastră de zi cu zi, avem experiență cât de cât, dar nu strică să mai acumulăm câteva cunoștințe. Dumneavoastră sunteți la bază? Sunt supraveghetor de noapte. La sfârșitul cursului beneficiem și de o subvenție care ne este benefică și sper să ne fie de mare ajutor. La îmbunătățirea cunoștințelor în domeniu și niciodată nu strică o diplomă. Vom avea 5 grupe de curs. Aici, după cum ați văzut, este prima grupă. Grupa este destinată celor care lucrează în centrele medico-sociale, în cazul nostru copii, centre de cămine de copii, personal necalificat. În urma cursului vor primi o diplomă de calificare de îngrijitoare copii, iar pe lângă această diplomă primește o subvenție de 480 de lei, care la salariile lor mici, de ce să nu recunoaștem, chiar sper din tot sufletul să le prindă bine. Începând din luna octombrie, sunt programate cursurile pentru babysitter. Următoarea grupă va fi de babysitter. Am fost surprinsă să constat că avem așa de multe înscrieri, că avem deja pentru 3 grupe, numai pentru copii. Ei, cel de-al treilea curs va fi pentru îngrijitori bătrâni, la domiciliu. După care, probabil, o să avem, probabil, sigur, că ne-au spus de la București, o să avem și o grupă pentru infirmiere și vedem ce solicitări mai avem. Că cererea este mare, de regulă aceste cursuri sunt contra cost, iar acum au o ocazie care nu știu de câte ori se întâlnesc cu ea. Toți cei interesați se pot înscrie la sediul din Buzău al filialei de Cruce Roșie situat pe Bulevardul Nicolae Bălcescu. Condițiile sunt să lucreze în centre medico-sociale, să fie angajați și să nu aibă niciun fel de calificare, să nu aibă altă calificare. Cam astea sunt condițiile, în rest vârsta între 18 și 64 de ani, așa, să aibă terminate studiile minime obligatorii și o adeverință de la medicul de familie că sunt apți pentru curs. La absolvirea cursurilor de calificare profesionale desfășurată de Crucea Roșie se vor rămâna diplome atestate de Autoritatea Națională a Calificărilor și este valabilă la nivel național și internațional.